Ziua vă salută, Tatiana! Astăzi vom face un nou tutorial foarte așteptat de multe dintre dumneavoastră și vom face bobița de strugure. După cum vedeți, eu am aici două bobițe, una mai mare, una mai mică, una cu gaura mai mare în mijloc, cealaltă este mai micuță. Totul depinde de suportul pe care vom face primul rând. Eu voi folosi un creion pentru acest suport. Voi folosi croșetul cu numărul 1,05 și, bineînțeles, firul de macrame. Firul de culoare albă, se poate face și culoare verde, dacă dorim să facem o floare sau galben sau, în sfârșit, vom trece la lucrarea noastră. Pe acest creion eu voi pune firul și voi înfășura o dată, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, de 20 de ori. După ce am înfășurat de 20 de ori, cu atenție vom extrage de pe creionul nostru. Și acum intră în lucru croșetul. În felul acesta, noi vom prinde firul și vom începe să îmbrăcăm cu piciorușe scurte toată această parte. Deci vom face de jur împrejur piciorușe scurte, îmbrăcând prima dată, voi continua singură, la fel și dumneavoastră, veți lucra singure, de jur împrejur, un rând de piciorușe scurte, după care vom continua. Am completat primul rând de piciorușe scurte, acum voi continua cu cel de-al doilea rând. Deci, de jur împrejur, vom face al doilea rând de piciorușe scurte, îmbrăcând foarte bine baza lucrării noastre. Încet, încet, cu atenție. Uitați-vă pe partea aceasta. Și vom completa cel de-al doilea rând cu piciorușe scurte. Am completat cel de-al doilea rând de piciorușe scurte. Acum voi închide acest rând cu fir alunecat în primul picioruș disponibil. Din acest moment vom ține bine în acest mod baza lucrării noastre. Vom aluneca cu croșetul în felul acesta și, ținând aici cu degetul, vom începe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deci, de 20 de ori am venit cu firul în jurul croșetului. Acum urmează partea cea mai interesantă. Voi prinde firul în felul acesta, după cum vedeți. Cu aceste două degete eu țin aici baza. Deci voi prinde firul bine. Voi lua cu croșetul în acest mod. Și împingând un pic înspre înalt toate aceste fire, voi extrage croșetul cu atenție prin interior. Vedeți? În felul acesta. În acest moment voi trage firul, voi așeza aici bine firele, voi trece cu croșetul prin mijlocul acestei părți a lucrării și, după cum vedeți, voi extrage firul
în felul acesta, închizând aici totul cu fir alunecat, după care voi face din nou, voi lua firul, voi face cel de-al doilea fir alunecat, în felul acesta voi da stabilitate lucrării, după care continuăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, de 20 de ori, din nou. Și din nou, voi face în același mod, voi prinde firul pentru a-i da stabilitate. Deci, vedeți, îl prind cu două degete, îmi țin această parte cu celelalte degete și voi proceda în același mod. Voi extrage firul, încet, vedeți, am ajuns la capăt și trag acest fir. Dacă este nevoie, bineînțeles, așa cum am făcut prima dată, îl vom aranja și pe acesta, după care îl vom pune cu atenție alături de celălalt și vom trece cu croșetul, extrăgând firul, voi face firul alunecat și voi închide din nou totul în felul acesta cu fir alunecat. Deci am făcut deja două astfel de părți. În felul acesta vom continua până când ajungem la sfârșitul lucrării aici, iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua. După cum vedeți, sunt aproape la capătul lucrării. Voi face pentru ultima dată același procedeu și vom închide această parte. Deci, din nou, cu croșetul în felul acesta, voi pune firul, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, de 20 de ori, din nou, voi ține aici partea principală a lucrării, firul, îl voi extrage voi aranja bine după care fac pentru ultima oară același procedeu închid totul cu fir alunecat după care încă o dată fir alunecat și am ajuns la capătul lucrării noastre. Uitați-vă, bobul de strugure este deja gata. Aici apoi eu voi scurta firul și, bineînțeles, apoi lucrând câte bucățele avem nevoie, se poate forma strugurile întreg. Însă eu atât am dorit să vă arăt astăzi, este partea principală, partea cea mai importantă, sper să vă fie de folos. Dacă v-a plăcut, vă rog să lăsați un like, un comentariu, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă salută Tatiana și vă dorește o zi minunată. La revedere!